Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte, foarte interesant astăzi, pentru că o să fie un video chiar foarte, foarte ciudat și totodată o să facem anumite review-uri la chestii chinezării pe care le-am luat de-a lungul timpului și la care v-am mai zis eu că o să facem review la ele și să vi le arăt. Eu comand foarte multe chestii de pe internet, după cum bine știți, și multe dintre ele nu prea le-am folosit. Acum ceva timp mi-am luat niște ochelari care filmează și nu am avut șansa să îi testez și să vă arăt și vouă. Vi am arătat acum ceva timp, dar nu am avut șansa să îi testez și să vă arăt și vouă cum se vede pe filmare. Așa că, ca să înțelegeți și voi o chestie, o să vă zic cam cum procedez eu când iau chinezăriile acestea. Unele dintre ele sunt ciudate, caragioase, nu sunt bune de nimic și așa mai departe, dar unele dintre ele sunt chiar foarte, foarte bine. Și pe lângă chestia asta, eu de obicei când dau comandă, nu dau comandă normal pe site, și găsesc anumite programe în care dau bani înapoi, anumite cupoane, anumite procentaje și unul dintre ele este chiar YoiBuy, ceva de genul se cheamă, adică site-ul ăsta te ajută să cumpere el în locul vostru și dacă îți faci cont pe site-ul acesta, o să primești $10 de cheltuială. Deci e foarte, foarte tare. Primești $10 și poți cheltui pe absolut ce vrei tu. Adică, și trebuie doar să cauți produsul tău și apoi să-l copii în YoiBuy. Și în momentul ăla, site-ul ăsta o să facă toate chestiile pentru tine. Adică îți dă bani și se ocupă și de livrare și absolut tot. Și caută și anumite site-uri care sunt mai ieftine. Deci aveți un link în descriere. Mă rog, eu doar v-am zis de el. Cea mai tare chestie este că îți dă $10 gratuiți. Și ca să vă înregistrați, tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe register, bineînțeles vă logați cu Facebook-ul sau puneți un e-mail, un username, parolă și alte chestii și o securitate de cod, ceva de genul. După ce v-ați logat, vă logați, iar acesta este contul meu de YoiBuy, adică aici o să văd câți bani am făcut, cât o să-mi dea înapoi, cum decurg toate lucrurile în care eu am dat comandă la Colet. Iar partea cea mai interesantă este site-ul Taobao, este un site unde tu poți să cauți absolut ce produse vrei tu. Și știu că este în chineză, așa că o să vă arăt în momentul acesta cum să-l dați în engleză. Ca să-l dați în engleză, trebuie să alegeți pe limba engleză. Adică o să vă apară cel mai probabil aici un traduce această pagină și îi dai tradu ca să vedeți toate produsele. Și în momentul acesta, e bine, el s-a făcut în engleză. Dacă vreți altă chestie, o să trebuiască cumva pe aici, pe la setări, să umblați cam cum puteți voi să-l dați în engleză. Deci aveți un link în descriere dacă vreți să vă faceți și voi cont, dacă vreți, ok, dacă nu vreți, asta e. Aveți, oricum, $10 nu strică. O să vă explic, aici este un manual, o să vă explic imediat ce fac ochelarii ăștia. Avem însăși ochelarii și pe lângă ochelari, aici mai avem și un cablu cu intrare jack și intrare USB, ok, nu prea vrea să focalizeze, și partea cea mai tare și cea mai interesantă este o mini cască. Haide, focalizează. Este o mini cască pe care poți să o folosești și să asculti muzică. Aici se produce toată magia. Știu că o să arate absolut, absolut hidos cum arăt cu ei, credeți-mă. Bă, dar stai, bă, că nu arată chiar așa rău, ești nebun la cap. Și ce credeți că fac ochelarii ăștia? Ei bine, ei filmează și cu chestia asta poți să asculti și muzică. Pur și simplu băgăm aici o intrare jack, iar cealaltă intrare, bineînțeles, băgăm în ureche și ascultăm muzică. Aici este cititorul de card. Avem cardul exact aici, are 4 giga, știu că nu suportă mai mult de 4 sau 8 giga din câte știu. Aici pe spate are butonul de înainte, înapoi, pauză și filmare. Și partea cea mai interesantă este camera de filmat pe care, bineînțeles, o are fix aici. Bineînțeles, acum eu trebuie să mă uit pe instrucțiuni, că habar n-am cum trebuie să-l pornesc. Am învățat cam cum lucrează, o să bag casca în ureche. Păi, adevărat că nu stă rău, scrieți în comentarii. Iar eu o să trebuiască să apăs butonașul ăsta de play și dăm play.
Băi, într-adevăr, se aude foarte clar. Deci nu vă închipuiți cât de bine se aude, jur. Și nici măcar nu-ți dai seama dacă asculți muzică sau nu. Bă, da, se aude foarte tare. Hai să auziți. Fiți atenți. Faza este... Wow, cât de bine se aude! Hai să auziți și voi. Îmi pare rău că voi nu auziți. Fiți atenți. Auziți puțin. Ok, nu știu dacă voi auziți, dar se aude foarte clar. Faza e că mi-au dat două căști, doar că una am pierdut-o. Ok, acum am învățat, am citit tot manualul și am învățat acum cum să iau și filmări. Trebuie să țin puțin apăsat. O să facem prima oară și poze, că face și poze. Ok, văd că s-a făcut. Ok, hai să ne facem niște poze, să vedem cam cum se vede. Fac un selfie cu ochelari. Ok, mai fac încă una. Ok, așa că aceste două poze pe care le-am făcut, acestea sunt pozele, nu știu cât de bine se văd, o să văd și eu la editare, iar acum o să filmăm. Trebuie să țin lung apăsat, ok, iar acum filmează, ok. Eu acum filmez un vlog și nu știu cât de bine se vede, habar n-am ce unghie și sper să se vadă destul de ok. Sonorul să fie, dacă fac un sonor să zic că urlu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, știu că nu cânt eu. Ok, hai să mă mișc puțin prin cameră pe aici, să văd cât de bine se vede. Ok, aici, doamnelor și domnilor, este banda magică. Aici sunt butoanele de la YouTube. Iar aici sunt eu, cu o față incredibilă. Deci da. Și chestia cea mai mișto este că în momentul dacă tu vrei să filmezi vlog, este acolo e lumina și hai să vedem cum se vede și afară. Ok. Acolo e vecinul, n-avem treabă. Hai să vedem dacă pot să filmez un vlog exact în felul acesta. Nu știu cât de bine mă văd, cât de bine mă aud, dar asta e. Deci cam atât a fost cu acest video. Eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți alte chestii ciudate, aveți, puteți să-mi scrieți în comentarii și dați un mare, mare like. Și cine știe, e mai mișto că cu ochelarii ăștia pot să filmez vlog fără să știe lumea și să nu mai trebuiască să ții camera în mână sau ceva de genul în care să te vadă toată lumea. Așa totul este real, ai ochelarii și aia e. Știu că calitatea videoclipurilor este foarte slabă și nu ai cum să filmezi. Și voi cu bărturi chinezării, aveți un link în descriere, aveți totul în descriere, primiți băruți și aia e. Dacă mai vreți unboxing, dați un mare like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o și urmăriți-mă pe Instagram pentru mai multe informații și noutăți. Aveți Instagram-ul în descriere și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!